Bună ziua, dragi apicultori! Astăzi am să vă prezint butoiul meu de albine. Este un butoi care l-am făcut în iarnă pentru albinuțe și am băgat o familie de albine în el prin aprilie. Și haideți să vedeți cum se prezintă butoiul meu. Sau cu alte cuvinte, cum viețuiesc albinele în butoi. Am făcut acest butoi și celelalte mai micuțe, pentru că n-aveam ce face cu el, nu sunt băutor de vin, așa că am renunțat și am zis că să pun albine în el. Și vă invit astăzi să scoate miere din butoi, dacă este. Sper că se vede bine. O să încerc să mai apropii puțin. Să vedeți cât mai bine dumneavoastră. Da, cred că se vede. Bate soarele. Dar micuțe albinele acestea. Este o familie de albine numeroasă. Adică intră aici 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 rame. Numai bun butoiul pentru a găzdui albinuțele mele. Da. Sunt liniștite astăzi, deși ieri erau mai... Nu prea folosesc eu funda, mai punem câte un pic așa să simtă mirosul de iască. Ia să vedem ce avem aici. Nu m-am uitat de mult în el. Cred că o fi și roit din el, că... Așa se pare. Da. Este ceva miere, coroniță la margine. Da. Albinuțele. Bag o două rame astăzi pe aici, să aibă de lucru. Cred că mi-o roșit ăsta, că n-am putut să-i surprind pe toți, să distrug bocile, pentru că sunt mulți și na, după timp și după putere se rezumă totul. Așa că sigur, da, o roit, că văd că mai are aici boci ceva. S-aude mătcuța, am auzit-o cântând. Spune că dacă s-aude cântând, vrea să roiască. Eu aud, nu știu dacă auziți dumneavoastră. Nu văd. Aici două boci destul de coapte. Da.
foamă destul de grea. Da. Tăpăceală, miere, este. Să vedeți și dumneavoastră. Este miere. Aici sunt niște trântori. Asta putem să o ducem la extras, că uitați și aici, 30-40% este destul și n-are rost să o mai lăsăm. Băgăm alta în loc ca să aibă de lucru. Să aibă de lucru. Este mierea din butoi. Asta miroi sigur că e albină puțină și-o fă mai multă. Am uitat la el acum vreo 3 săptămâni. L-am capturat, aproape toți roii am capturat. Unul l-am scăpat, dar în rest toți i-am capturat. Am fost pe fază. Dar dacă n-o să fiu, n-am cum să-i mai prind. Ieri am extras mierea din celelalte, a mai rămas butoiul ăsta și încă vreo două lăsări, n-am apucat. Da, să aducem și niște rame ca să completăm. Vreau să văd cum se păstrează familia și să vedem dacă mai sunt boci, o să le distrug pe celelalte, dar să vedem unde-i matca, cum arată, e și tânără, eu așa știu că ăsta a fost roi de anul trecut. Da, aici o foiță, a fost, văd că o clădit-o. Frumos. Da. Timpul nu a fost tocmai favorabil, doar acum de ceva vreme s-o liniștit așa un pic și nu mai fost ploi și norat, pentru că a fost nu tocmai potrivit pentru cules. Așa că miere nu-i tocmai din belșug. Dar este, este. Să fim mulțumiți cu cât au strâns albinuțele. Știți că m-am chinuit un pic la butoiul ăsta până i-am dat de socoteală și l-am făcut în felul acesta. Fost de lucru, dar păi cu ce nu este de lucru, pentru că cu toate sunt de lucru. Dar dacă vrei ceva și îți dorești, obții. Numai trebuie puțin efort depus. Știți că am văzut mulți apicultori, probabil că din faptul că au mulți, din pricina faptului că au multe familii, lucrează mult mai repede și puțin aș pune o neglijență așa, pentru că nu li
mil așa de albinuțe care mai se strivez la margine, în stânga, în dreapta. Nu-i de condamnat lucrul acesta. Evident, fiecare se grăbește sau asta, dar eu sunt mai așa, mai grijulit cu albinuțele mele. Atunci lucru mai încet și cu atenție. Da, aici avem o botă destul de coaptă aici. Să vedem un pic, să prezint. O, două, trei. Da, să vedem ce fi cu ele. Trebuia să fie mai mult albină, numai că uroit. Atunci nu-i mai atâta. Familia s-a divizat. Și mai puțin. Mai puțină albinuță. Le trimitem un pic pe la fundul butoiului. Nu mai stai așa deasupra, că nu putem lucra cum se cuvine. Aici ce avem, puiet avem. Puiet. O botcuță coaptă, uite asta aproape iese. Uh-huh. Se pregătește să mai roiască o dată. O să vedem noi matca unde o găsim. Și până la urmă o să scrivim. Să lăsăm așa. Nu vrem să se mulțească. Da. Unii au ochi buni, văd mai repede matca. Eu văd mai greu. Da, sper să o găsim, dacă o găsim. Întrebați din ce am făcut butoiul, ce componente de l-am adus la stadiul acesta. Toate doagele la butoi, astea le-am prins cu polșuruburi, ca să nu, din cauza căldurii și asta, să nu, oricum îi proteja de o pancară, de o folie. Am prins cu holșuruburi, iată, este puietul, acolo e cloza, asta iasă, o botcă coaptă acolo sus, dar vreau să roiască, sus. Acolo zice că partea de sus, când sunt boțe, se deschimb liniștit, dar știți cum e cu schimbul liniștit? Haideți să vă spun eu cum e, că am pățit. Dintre toate familiile, am lăsat una... Și avea o botă deasupra, așa, măi, ăsta e pentru schimb liniștit, o lăs liniștită. Ce s-o lăs, că după câteva zile o ieși. Iată ce de puie tare. După câteva zile o roi. Fai! Și nu l-am prins roiul ăla, că ăla a fost singurul care l-am scapat. Și am zis că e botă de schimb liniștit. Se pare că uneori aceste fenomene... pe care le exprimă albinele, ne mai duc și în eroare. Au și ele tainele lor, numai de ele știute, de noi mai puțin cunoscute. Da, este bine și frumos. Ne dăm un pic cum ca să meargă la locul lor, ca să nu le strivim ca pe la margine. Să revin din ce am zis că l-am făcut.
pe fundul butoiului, am adus la un nivel, un centimetru de la fundul ramei și l-am făcut cu nu ciment, compozit de ciment, nisip, iar după aceea l-am pus placaj. Marginea a fost polistiren, aici liber, și l-am capitonat cu material prin care nu trece. Merge până acum. Știți că ouă de o zi nu sunt, ceea ce denotă faptul că a roit și a mers cu matca bătrână și a rămas matca tânără înăuntru. Da. Și vrea să mai roiască, dar eu nu să mai las că ajunge. Nu văd mătcuța. Auziți-o cum cântă. Sper să se mai aud odată și să o și vedem. Aici ai pe undeva. Nu văd, pe undeva. Înseamnă că o să roiască ăsta.
Uitați matca, sper că o vedeți. Mătcuță frumoasă. Uitați-o aici. Tineră. Vrea să cânte. Ați auzit-o? O mai auzim o dată dacă cântă. O lăsăm. Da, se prezintă bine. Asta e fricul roitului. Da, o să roiască, nu o să distrug vocile, că nu-i voie să le distrugem acum. Dacă s-o pregătit, nu-i bine. Ea cântă, așa că așteptăm să roiască, să o să fim pregătiți. Aici nu mă mai uit asta, ramă, n-are suficientă meniere. Mergem mai departe, mai băgăm o ramă, două, trei. Și cam atâta. Mă bucur că ați auzit și dumneavoastră, cred că ați auzit, cum cântă mătcuța noastră. Aici avem o ramă. Făcut o oarbă. Cu, da, este ceva miere. Asta de obicei o pun așa pentru fagure, mai să servim. Bun, sper să nu cadă, s-o pot scoate asta de aici. Asta are miere. Da, e un pic căpăcit, e bun, putem să o luăm de aici, că să le dăm de lucru, după aruiesc dacă nu le dai de lucru la albine. Așteptăm salcâmul. Acum, nu a fost așa de multă miere, dar totuși suficientă.
de ritm. Câte una mai cade la datorie, eu chiar să atent ca să nu le strivesc, pentru că mi-e milă de ele. Pentru că fiecare albinuță ne slujește. Așa că trebuie să îi dăm cinstea cuvenită unei albine. Ieri am extras și am avut deosebită plăcere să mă încurce în programul de recoltare. Au zis cum cântă matca. În programul de recoltare să mă încurce doi roi. Și destul de mari că n-am putut să iei. Da, le băgăm rame. Să aibă de lucru. De obicei, eu așa procedez. Dacă la mijlocul cuibului este ouă de o zi, matcă ouătoare, atunci sparg cuibul, așa îi se spune, și pun câte o ramă. Să ouă direct acolo albinuța, mătcuța noastră, și atunci îi dau de lucru. Dar acum, pentru că se pregătește de roit, atunci nu o să fac treaba asta și va trebui să roiască. Dragii mei, eu vă mulțumesc că m-ați urmărit albinuțele din butoi. Vă mai arăt încă o dată cum se prezintă butoiul meu. O să adun ramele imediat, da? Nu vă mai rețin. Vă mulțumesc că v-ați uitat. Dacă v-a plăcut, abonați-vă la canalul meu și doresc tuturor apicultorilor butoaie pline, iar celorlalți care sunt pasionați de apicultură, multă sănătate și bucurie. La revedere!